și vorbim despre sănătate, pentru că sănătatea este cel mai de preț dar pe care îl avem, auzim asta la fiecare pas și deși sună așa ceva extrem de banal și care parcă și-a pierdut din importanță, chiar așa este. Este extrem de important să avem grijă de sănătatea noastră și să găsim metode eficiente pentru ca să prevenim anumite probleme de sănătate sau pentru ca să ne tratăm atunci când este cazul. Evident că tehnicile, tehnologiile sunt extrem de avansate la acest capitol și există foarte multe metode și tipuri de tratament. Putem să apelăm la diferite ramuri ale medicinei, iar kinetoterapia este una dintre acestea. Primul nostru invitat este kinetoterapeut și o să discutăm despre kinesiologia aplicată. Adevărul este că nu am prea auzit despre această ramură a kinetoterapiei și probabil o să fie un subiect curios și pentru dumneavoastră. Primul nostru invitat este Serghei Pașcan, pe care îl aștept lângă mine. Serghei este kinetoterapeut, așa cum vă spuneam, și o să ne răspundă la toate întrebările, pentru că noi avem tare multe. Salut, Serghei! Hai să ne așezăm! Și, Serghei, cred că pentru început o să te rog să ne explici ce înseamnă kinesiologia aplicată și dacă am zis eu bine când am zis că e o ramură a kinetoterapiei sau e altceva. Explică-ne tu, te rog. Kinesiologia aplicată, de fapt, este o componentă foarte mare care implică și metode din kinetoterapie. Și anume, kinesiologia aplicată abordează omul ca un tot întreg, prin partea structurală, chimică și psihoemoțională. Am înțeles. Cum funcționează această kinesiologie aplicată? Cel mai interesant și instrument pe care îl folosește kinesiologia aplicată este testarea manual-musculară. Și, de fapt, noi încercăm să testăm reflexul miotatic al pacientului. Nu știu dacă ați observat, când ați fost la neurolog, el de obicei cu ciocănașul încearcă să vadă reflexul osteotendinos. Fie că la genunchi, fie că la biceps. În momentul dat, acest reflex poate să ne dea câteva informații. Dar din punctul de vedere al kinesiologiei aplicate, cam nu prea este corect, pentru că noi testăm sau neurologul testează reflexul în pauză sau în repaus. Orice disfuncție sau orice afecțiune se face sau se creează atunci când noi facem un efort, când o provocăm. De aceea, kinesiologia aplicată are ca instrument testarea manual-musculară, care testează același reflex, dar sub o anumită provocare. Așa. Ai putea să ne dai niște exemple concrete, Serghei? Despre ce fel de provocare este vorba și cam cum decurge o... Poate să arăte dumneavoastră. Adevărul e că eu l-am rugat pe Serghei să-mi facă așa o mică testare înainte de emisiune. Nu știu dacă putem să o facem și acum. Cred că o să fie mai complicat, că trebuie să ne ridicăm și așa. Ideea în aceea că noi putem să luăm anumit mușchi din corpul uman care să răspundă la normotonie. De fapt, normotonia asta înseamnă că atunci când mușchi se inhibă la scurtarea de fibre musculare. Asta e un reflex normal. Și atunci noi când testăm un anumit mușchi, noi vedem care este starea lui normală. Folosind mâinile pacientului, de fapt, care sunt ca niște informații pentru sau acumulează informații și prin informații din împrejurul nostru sau chiar și din interiorul nostru, noi putem să localizăm pe corpul nostru într-o anumită zonă. Și atunci când reflexul miotatic o să scadă, sau mușchiul dat o să scadă, atunci posibil să fie acolo o disfuncție. Aha. Serghei, dacă tot ai propus, hai să încercăm, okay. Da? Hai să ne ridicăm, așa. Dar nu știu unde stăm. Stăm aici sau stăm mai... Sau aici. Aici e bine. Dar perfect. Dar ar fi bine să te descalți. Așa, să mă descalț. Am înțeles. Pentru că tu deja provoci stând în așa. Am înțeles. Ok. Așa. Bine. Așa. Ce fac? Danița, împinge-te, rog frumos, mâna sus. Da. Foarte bine. Așa. Eu asta încerc acum să-ți scurtez mușchișorul. Împinge sus. El cedează. Simți diferența dintre când împingi prima dată sus, împinge sus, e strong, e tare. Da. Și acum scurtez mușchișorul, sus, este slab. Da. Ei, acum hai punem mâna aici. Aici? Da. În zona aia. De ce aici? Luăm oricare zonă. Oricare, înțeles. Împingem sus, este slab. Simți? Încă o dată. Este slab. Putem să punem în altă parte mâna sus, e tare. Încă o dată sus, e tare. O punem aici, sus, este slab. Deci zona aceasta prezintă o anumită disfuncție. Așa. La fel noi putem să verificăm dacă e cu emoțiile ceva probleme. În zona frunții se află anumite centre emoționale. Sus,
Deci, cred că ești emotiv astăzi. Sunt foarte emotiv astăzi. Da. Serghei, mulțumim tare mult. Eu o să mă și încalț. E foarte, adică pentru mulți ar putea părea așa un fel de magie, un fel de, cum să zicem noi, un fel de, nu știu cum zic, bine, nu e scamatorie, dar să-i spui unui om care are o anumită problemă de sănătate, numai pe bază. Exact, atingându-l ușor sau punându-l să ridice o mână. Da. Ideea e că, de exemplu, triburile Maya foloseau acest tehnic foarte mult timp în urmă pentru a depista unde este apa potabilă bună. Hipocrate se spune că folosea de genul test forță musculară ca să vadă atunci dacă ostașii sunt în sarcină funcțională pentru război bun. Deci aceasta este o discuție cu organismul, cu corpul uman. Noi îl întrebăm, uite, pentru tine asta e bine sau nu este bine? Când pui tu mâna aceea, când pun mâna la tine, e ok sau nu e ok? Și corpul nu o să spune da sau nu. Da, atunci când este tare, nu, atunci când este slab. Dar iarăși trebuie să înțelegi, trebuie să știi cum să discuți cu corpul nostru. Așa. Pentru că el așteaptă întrebările corecte de la noi și el doar mai ne răspunde. Și Serghei, ca să tot așa să mai dau din casă, m-ai verificat acum și ai zis că e o problemă în zona asta. Da. Deci avem o problemă cumva cu sistemul digestiv. Poate fi sistemul digestiv, poate fi probleme ce ține ovare, da, partea feminină. Și partea cea mai interesantă e că tu mi-ai zis că cauza acestor probleme e până la urmă... Sistem nervos, da, exact, starea deci emoțională. Totul pornește de la emoție. Da, sunt de acord. Kineziologia aplicată, de fapt, abordează omul, starea structurală, fiind ca bază, adică mușchi, oase, tendoane, legamente, partea component chimică, adică toate procesele metabolice care se întâmplă în organism, circulația sanguină, limfatică și partea psihoemoțională. Și atunci când este o disfuncție oarecare în organism, indiferent la care dintre aceste trei componente și la care etapă, se reflectă ca în oglindă și la celelalte două și sunt strâns legate între ele. De asta ai zis tu că omul este privit în ansamblu, și se acționează la toate, aspectele, nivelurile. Da. Și atunci când privești un om, trebuie să tratezi omul, nu disfuncția. Cu părere de rău, acum s-a creat în medicina noastră așa să privești foarte, foarte îngust asupra omului. Dacă te doare la umăr, înseamnă că doar privești strict spre umăr. Dacă te doare regiunea lombară, privești doar strict spre regiunea lombară. Trebuie de privit global, în ansamblu. Exact. De asta noi oamenii ne plângem atunci când zicem că m-am dus la neurolog, mi-a prescris un tratament, l-am luat, nu mi-a trecut. M-am dus la gastrolog, mi-a prescris un tot alt tratament, tot nu mi-a trecut. Și de multe ori cauza unei probleme e ascunsă în altă parte unde noi nici nu ne gândim. Da, dar e bine să facem împreună toate acestea, să conlucrăm împreună. Așa. Serghei, spune-ne un pic despre cum se desfășoară în mod practic aceste ședințe. Vine omul direct la tine, da. E nevoie de, nu știu... Pacientul de obicei vine, îl analizez vizual, după care îl culc pe masă sau din poziția stând în picioare, testez mușchii, caut zona care este disfuncțională și apoi tratez prin metode simple. Deci se tratează. Tratăm. Da. Dar de regulă oamenii când vin la tine, ei îți spun deodată problema lor, îți zic din prima, am probleme cu asta. Unii vin și spun, am probleme sau de fapt mă doare aici. Și când văd că încep să testez tot în altă parte, ei înțeleg, dar de ce tu testezi, întreabă, de ce testezi în altă parte și nu acolo unde mă doare, sau de ce nu apeși acolo? Și când încep să îi explic și încep să demonstrez că, uite, acum ai mușchiul la tine slab, de exemplu, te doare lombar, nu testez regiunea cervicală, văd că mușchii cervicali sunt slabi și încep să-i ating, îi trece durerea din regiunea lombară și îmi spun, ce e asta? Păi problema ta a fost la nivel de gât și nu a fost la nivel de regiune lombară. Și rămân uimiți și... Da. Și eu am rămas uimită, sincer, de modul în care ai depistat. Din prima mi-ai zis cam ce mă deranjează așa de regulă pe mine, fără ca să mă întrebi este înainte. Este nevoie de mult studiu, este nevoie să înveți să privești omul, să înveți să-l asculți, pentru că noi trebuie să învățăm să discutăm cu oamenii. Așa. Și cu afecțiunile. Spune-ne un pic despre cum ai descoperit tu această metodă de tratament.
Această metodă de tratament am descoperit aproximativ 3 ani și ceva în urmă, dar nu m-am decis să mă înscriu la o școală. Trecând printr-o anumită perioadă din viața mea, așa un pic mai pustie, trebuia cumva creierul să mă ocup cu ceva și am decis să mă ocup cu studii. Și m-am înscris la școala de kinesiologie aplicată în Ucraina, în Kiev, și acolo am finisat școala de kinesiologie aplicată și în prezent continui să mă perfecționez iarăși la cursurile lor și de curând am început să studiez și PDTR, ceva mai upgrade decât kinesiologia aplicată și în continui studii. Ai studiat și ai făcut colegiu, eu știu, de medicină, așa? Sau... Am făcut facultatea de kinetoterapie și 2 masterate. Am înțeles, frumos. Serghei, cam care ar fi primele semne pe care le simțim sau pe care ni le dă corpul nostru, care să ne împingă să mergem la un kinetoterapeut sau iată la o ședință de kinesiologie? Durerea. E semnalul prin care discutăm cu organismul și este semnalul care ne spune că e ceva în neregulă cu organismul nostru. Dar de obicei, până ajunge la kinetoterapie sau la un specialist în domeniul de kinesiologie aplicată, pacientul foarte mult lasă și nu previne, dar ajunge deja să trateze și în unele cazuri nu că este treziu, dar este necesar mai mult timp de lucrat cu el. Așa. Pentru că asta de fapt e problema noastră cea mai mare. Noi ajungem la medic numai când nu mai putem durere. Serghei, mulțumim tare, tare mult. Drag. Foarte interesantă activitatea ta. Apropo, nu te-am întrebat de contraindicații, dacă există anumite contraindicații. Contraindicații sunt foarte mici și practic sunt acele generale. Febră, tumori, răni deschise. Am înțeles. Ok, ca și starea menstruală, dar asta tot nu este contraindicație, dar mai bine să nu facem, pentru că noi putem să înțelegem ce se întâmplă cu organismul. E indicată kinesiologie și în cazul bărbaților, femeilor, copiilor? Păi absolut tot. În cazul... Noi lucrăm cu creierul, cu reflexul, cu sistemul nervos și el se dezvoltă încă de partea embrională. Așa. Serghei, mulțumim tare, tare mult. Îți dorim succes și te mai așteptăm la noi. Cu mare drag, pentru că mulțumesc. Chiar ai o profesie super interesantă.